Salut! Bine ați venit la Săptămâna Pierdută! Sunt Bogdan Nicolai, a fost o săptămână plină, a fost jaf la primăria din Slatina. Când am văzut titlul ăsta, jaf la primărie, am zis, ce să-ți povestesc, încă un primar care a dat unul. Dar nu! Pentru prima dată în istoria administrației publice, hoții nu au fost din interior. În această dimineață, în jurul orei 7, s-a dat alarma la primăria Slatina. Sediul în care se colectează taxe și impozite din orașul vechi a fost spart de hoți. Din casierie, hoții au furat un seif. Nu au avut noroc, întrucât încasările din acest punct de lucru sunt transferate la finalul zilei la direcția economică. Așa că au plecat cu seiful gol. N-ai boss ce să-i mai faci? E mort, nu mai e pic de viață în el. Când vreodată în țara asta a avut primăria bani? Când vreodată s-a mai găsit vreun leu unde a stat fie și 5 minute un primar? Mă rog, sunt și primari cinstiți, dar voi v-ați crezut mazăre, nu știu cine v-ați crezut. Am înțeles că v-au și prins. Deja? Nu pot să cred că și profesioniștii fac greșeli. Mai bine spuneți că l-ați luat să-l umpleți și să-l aduceți înapoi. Că ați făcut și voi un gest pentru comunitate, pentru bla bla bla. Că nu-i corect, într-adevăr. Unii îl golesc, iar alții umplu pușcăria. Poșta Română lovește din nou. Își joacă în picioare propriile recorduri. Noul record nu că intră în cartea recordurilor, ăsta rămâne pe copertă. Chiar dacă de la București la Mangalia faci doar 3 ore, un plic a ajuns la destinație după doar 6 luni. Pentru că, țineți-vă bine, poșta l-a trimis mai întâi în Mongolia. Incroyabil! Ce mă șochează e că au găsit cei din Mongolia unde-i Mangalia mai repede decât ai noștri. Și nici nu cred că e prima dată când se întâmplă. Exact! Are dreptate! Cum să confunzi Mangalia cu Mongolia? Și să nu uit! Un alt detaliu important. Plicul era prioritar. Mai repede ajungea cu porumbelul voiajor, chiar dacă porumbelul era ăsta. Chiar dacă porumbelul ar fi fost capturat de băieți răi ca ăștia. Tot n-avea cum să întârzi atâta. Lăsați-mă să ghicesc. Ați luat-o spre mare, dar ați luat-o pe drumul vechi. București, Fundulea, Țăndărei, Odessa, Kazahstan, China, Mongolia. Bine ați venit! Ca și cum nu era de ajuns că a fost pandemie, că e război, că sunt cutremure. Mai vin și anunaki. Așa. Aceștia sunt anunaki. Anunakii apar după elementul, după cum v-am spus, după pandemie, război și cutremur. E groasă, după cum ne explică la televiziunea Metropola Voluntari acest specialist în civilizații extraterestre și farfurii zburătoare și farfurii în general. Dar dacă nu realizați cam ce putere au anunakii, gândiți-vă că ei au adus luna. Ars pământul, efectiv. Și după aceea a fost adusă luna, după care puteți uita. Anunaki, anunaki, hai la joc! Vă anunțăm cu regret că s-a oprit producția de căcat de urs. În câteva localități din Covazna au fost găsite în magazine, deci la vânzare, conserve cu, literalmente, excremente de urs. Mă rog, așa scrie pe ele, dar la ce porcării bagă ăștia în conserve? Mai poți avea încredere? Mai e ceva de calitate în lumea asta? Producătorul și-a luat 40.000 de lei amendă de la OPC, iar produsele au fost retrase de la raft. Și așa erau destul de scumpe, circa 30 de grame costau circa 40 de lei. Atâția bani și nici nu este pentru consumul uman. Păi dacă au specificat asta,
De ce l-ați interzis? De ce i-ați amendat? Argumentul ăsta că simpla deschiderea cutiei poate reprezenta o sursă de infecție pentru om, pe mine unul nu mă convinge. Doar pentru că niște fructe de pădure au fost date puțin prin urs? Nu știu ce să zic. Acum, ce ați făcut? Ați dus conservele la tomberon. Fix unde vine ursul să mănânce. Mă întreb când va vedea că am făcut conserve din propriul lui... Oare ce o să creadă despre noi? Soția lui George Simion s-a fotografiat de Valentine's Day lângă un alt bărbat. Asta e poza pe care a postat-o Ilinca Simion pe Insta Story. Cine o fi ăla? O fi iubitul ei? O fi iubitul lor? Nu hales subiectele mondene, dar ați văzut cum e când ești, de exemplu, în autobuz și un pensionar citește ziarul pe scaunul din fața ta. Mai poți să-ți iei ochii de la titluri? În timpul ăsta, Simion se ținea de alte postări care, fiind politice, nu ne interesează. Pentru că nici măcar pe urmăritorii lui nu interesează politica, unul din ei i-a scris chiar sub postare: "Boss, ai alte probleme." Și a încărcat și poze. La care Simion răspunde: "Nicio problemă, boss, e unchisul." Aaa, păi zi-mă așa, deci este fix ca în bancul ăla, ci că era Alinuța cu unchiul ei în baie, iar Georgică le bate la ușă. "Mă, ce faceți acolo?" "Ce să facem, ne?" "A, bine, că mă și speriase, am crezut că fumați." Atât pentru azi, dacă vreți, dați și voi un share. Că de unde dai share, de acolo Dumnezeu îți dă. Nu uitați că tot ce se pierde, recuperăm săptămâna viitoare. Vă mulțumim, la revedere!